Lăudați să fie în numele Domnului. Preoților, mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră în acest sanctuar frumos și binecuvântat, locul unde vă închinați înaintea Domnului, în această localitate frumoasă. Aș vrea să mulțumesc fratelui păstor Neluțu pentru invitație și pentru posibilitatea de a fi din nou împreună cu dumneavoastră, conducerii bisericii locale. De asemenea, salut familiile care au plecat de la Biserica Elim din Chicago și s-au repatriat, familia Pop, familia Marchiș. Chiar dacă nu ne-am bucurat foarte tare când ați plecat, ne bucurăm că v-ați integrat, că îl slujiți frumos pe Dumnezeu și că sunteți parte din această comunitate minunată. Așa după cum s-a menționat, mă însoțește fratele păstor Samuel Mann și el a plecat din biserica noastră. Trebuie să recunoaștem că am plecat din România, iubim România și îi mai facem câte un cadou din asta, din când în când, că și dumneavoastră ne-ați dat o comunitate mare și frumoasă. Avem familii plecate de aici, încă sunt împreună cu noi la Biserica Elim din Chicago. Vă aduc salutări de la Biserica Elim, harul și pacea Domnului și de asemenea din partea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Domnul să fie lăudat în toate lucrurile. Aș dori să citesc din cuvântul Domnului, din Evanghelia după Luca, în capitolul 19, primele 10 versete, pagina 1014 în Sfintele Scripturi, Evanghelia după Luca, din capitolul 19, începem cu versetul 1. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zache, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea cuvântului, ascultarea cuvântului și împlinirea cuvântului în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpi frați și surori, în timpul ultimei călătorii a Domnului Iisus Hristos către Ierusalim, pentru că urma în zilele următoare intrarea triumfală a Domnului, apoi săptămâna patimilor, culminând cu răstignirea și apoi înmormântarea și apoi învierea Domnului Iisus Hristos, Domnul trece încă o dată prin Ierihon. Ierihonul este o cetate blestemată la momentul acesta. Știți că atunci când a fost cucerită țara promisă de către Iosua și armatele lui Israel,
Când au dărâmat Ierihonul, s-a rostit un blestem și s-a interzis să fie această cetate reconstruită. Menționez lucrul acesta, nu intrând în toate amănuntele, dar mai târziu cineva a rezidit Ierihonul și a plătit prețul rezidirii acestei cetăți blestemate, acestui loc blestemat. Pentru că această cetate s-a opus lui Dumnezeu, s-a opus lui Iosua, s-a opus poporului ales, a căpătat în istorie această conotație de loc blestemat. Sunt câteva locuri blestemate în Scripturi și care au primit blestemul lui Dumnezeu datorită idolatriei, datorită păcatelor, datorită împotrivirii față de Dumnezeu. Ce aș vrea să spun este că Domnul Iisus Hristos intră în acest loc, trece prin acest loc și mântuiește în acest loc blestemat. De fapt, blestemul și rușinea popoarelor este păcatul. Și noi în zilele de astăzi trăim într-o lume blestemată. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pământul acesta este blestemat, a fost blestemat la căderea omului, a spus blestemat este acum pământul din pricina ta, și apoi înmulțirea fără de legilor, a crimelor. Pământul este ca un burete îmbibat în sânge. Noi nu ne dăm seama de multe ori, pentru că fiecare dintre noi trăim într-un mediu protejat, însă să știți că în lumea aceasta se întâmplă multe atrocități. Eram zilele trecute în Sighetul Marmației și în timpul programului au început să zbârne toate telefoanele din biserică. Exact într-un moment în care vorbeam despre faptul că pământul este îmbibat în fără de lege, e contaminat, este poluat, nu, mediul înconjurător, nu apa, aerul, toți vrem să trăim într-o atmosferă curată și pură, dar ceea ce produce poluare în lumea aceasta este păcatul, este răutatea. O fetiță de 13 ani dispăruse și au alertat întreg orașul și probabil mai mult, dacă cumva o văd sau văd vehiculul care se presupune că a dispărut. Lucrurile acestea se întâmplă în fiecare zi. Eu vin dintr-un oraș destul de frumos și destul de liniștit, dar care are zone foarte periculoase, unde nu-ți permiți nici măcar să treci. A trecut Domnul Iisus prin Ierihon. Trăim într-o lume blestemată din cauza răutății oamenilor, din cauza păcatului, din cauza nelegiuirii. Străzile noastre sunt blestemate pentru că în zilele noastre nelegiuiții și scârboșii lumii acestea care trăiesc în păcate pe care nici le putem menționa își afișează nelegiuirea, au parade de celebrare a nelegiuirilor, sfidând legea lui Dumnezeu, bunul simț, biologia, știința și tot ceea ce este decent și normal. Sunt blestemate clinicile și spitalele în care zeci și sute de milioane ființele cele mai nevinovate din lumea asta sunt sacrificate pe altarul distracției, comodității, irresponsabilității. Ființe ucise în locul unde ar fi trebuit să aibă cea mai mare siguranță. Când pământul acesta se zgâlție din temelii, când îi se face greață
când se strâmbă pământul și când Dumnezeul numește blestemat este pentru că în 6.000 de ani s-a adunat multă nelegiuire, multă răutate, multă crimă. Și pe pământul acesta blestemat a venit Domnul Iisus Hristos. Și a venit ca să mântuiască, să salveze. Și dacă a intrat în Ierihon, o cetate blestemată și a anunțat blestemul ei în Biblie, vă asigur cu atât mai mult să aveți încrederea că în seara aceasta Domnul Iisus Hristos însuși a intrat în sălsic. Pentru că peste tot sunt suflete care au nevoie de mântuire și unde oamenii au nevoie de mântuire, de salvare, acolo este Domnul Iisus Hristos. Așa se încheie pasajul pe care l-am citit. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În călătoria aceasta a Domnului Iisus Hristos, ni se vorbește despre unul care a fost mântuit, Zacheu. Marea majoritate au cârtit și au exprimat nemulțumire că a intrat la un păcătos. Știți că Domnul Iisus Hristos face evangelizare pentru un singur suflet. De fapt, cele mai mari transformări pe care le găsim în misiunea și activitatea Domnului Iisus Hristos sunt transformări rezultate din interacțiunea Domnului Iisus Hristos cu o singură persoană. Vă aduc aminte de femeia de la fântână? Domnul Iisus Hristos își face timp pentru ea și primește mântuirea? Vă aduc aminte de Zacheu, cu care Domnul interacționează și primește mântuirea? Vă aduc aminte de conversația dintre el și Nicodim, noaptea? Noi oamenii dorim să predicăm la mulți și de multe ori fugim de interacțiunea cu o singură persoană. Probabil ar trebui să ne pocăim de sindromul acesta. Și știți de ce? Pentru că marea majoritate a celor care au venit din lume în biserică și s-au pocăit, s-au pocăit pentru că un coleg și-a făcut timp pentru ei, un coleg de școală, un coleg de muncă, un vecin, o cunoștință și le-a vorbit de Domnul Iisus Hristos. Câteva lucruri despre Zacheu din textul pe care l-am citit. Vă rog să observați mai întâi statutul social al lui Zacheu. Zacheu este un om bogat. Toți ne dorim să fim înstăriți, să fim bogați. Bogăția nu este un blestem în sine, decât atunci când oamenii nu știu să o gestioneze. Să știți că și sărăcia poate fi un pericol, pentru că omul lui Dumnezeu în vechime spunea: nu-mi da nici bogăție ca să uit de tine și nu-mi da nici sărăcie ca să fiu pus în situația să mă duc și să fur. Deci omul acesta a prezentat cele două extreme, sărăcia și bogăția, și a spus că există pericole spirituale și în a fi sărac și în a fi bogat. Totuși, dacă dăm doar o singură pagină, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre tânărul bogat. Atunci când un fruntaș, un om important, a mers la Domnul Iisus Hristos, l-a întrebat ce trebuie să mai facă să ajungă în împărăția cerurilor și Domnul i-a spus: vinde tot ce ai, dă la săraci și vino și urmează-mă pe mine. Și lucrul acesta l-a întristat pe acest om, a plecat trist
Și ascultați, imediat apare o conversație între Domnul Iisus Hristos și ucenici, pentru că Domnul spune, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și ei au crezut că la poarta raiului există o prerogativă, adică bogaților le este interzisă intrarea în rai. Și ei au spus atunci, cine poate fi mântuit? Înseamnă că nimeni nu mai poate fi mântuit. Și să vă spun de ce, vis-a-vis de bogăție. Unii o au și unii o doresc. Și când ne raportăm la bogăție, se pare că dacă așa ar sta lucrurile, niciunul dintre noi nu s-ar califica să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nici cei care sunt, nici cei care vor să fie. Că încă n-am auzit de cineva să spună, eu mă înscriu pe lista săracilor, pe mine mă lăsa să fiu sărac lipit pământului. Încă n-am văzut un om să-și dorească așa ceva. Nu. Și Domnul spune în versetul 27 din Luca 18, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel în Timotei, din Timotei capitolul 6, spunea că toate lucrurile acestea ne-au fost date de Dumnezeu să ne bucurăm de ele. Nu este absolut niciun păcat să te bucuri de lucrurile cu care te-a binecuvântat Dumnezeu. Dragii mei, trăim într-o lume materială unde avem nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, de locuință și dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu ele, bucură-te de ele. Dar tot acolo spune, bucură-te, dar nu singur, zice, învață-i să fie bogați în fapte bune. Cu cât ești mai bogat, cu atât trebuie să devii mai darnic și să-i ajuți fără să-i judeci pe cei care au nevoie de ajutor. Și tot acolo spune, zice, așa ca să capete o comoară în veșnicie, cu alte cuvinte, să nu te bucuri de lucrurile astea de aici mai mult decât te bucuri de cele de dincolo. Să nu te bucuri și să nu depinzi de lucrurile materiale mai mult decât depinzi de lucrurile spirituale aici în viața aceasta. Ei, în momentul în care un om învață această lecție, bogăția nu este o piedică pentru el de a intra în împărăția lui Dumnezeu, mai ales atunci când omul este în stare să renunțe la totul de dragul Domnului Iisus Hristos, dacă trebuie. Iată, dar ăsta este statutul lui Zacheu. Este un om bogat. Problema este că statutul lui de om bogat este asociat cu o stigmă teribilă pentru vremea aceea. Pentru că el este mai marele vameșilor. Punctele de vamă, atât în ceea ce privește trecerea oamenilor dintr-o zonă în alta, dar și cu privire la comerț și la desfacerea produselor, punctele de vamă erau extrem de importante. În primul rând, erau foarte importante pentru autoritatea romană, pentru că Israelul era la vremea respectivă sub stăpânire romană. Romanii de acolo luau bani, luau taxe. În al doilea rând, pentru oficialitățile evreiești, că erau două structuri de administrație în vremea aceea. Era structura de administrație romană și era structura de administrație locală. Ei, toți trebuiau să ia bani de acolo și îi jefuiau pe oameni. Nu mai vorbim de faptul că el care avea poziția asta, pozițiile acestea, erau extrem de căutate în vremea respectivă. Cine era vameș, trăia bine. Pentru că pe lângă taxele așezate de stăpânirea romană, pe lângă taxele așezate de administrația locală, el, vameșul, mai adăuga ceva. Pentru ca să trăiască și nu să trăiască bine. Și deasupra tuturor vameșilor era un vameș șef, mai marele vameșilor. Și ăsta lua de la toți vameșii taxă și toți vameșii adăugau ceva în plus și pentru șeful.
Oamenii plăteau greu ca să treacă, ca să-și conducă afacerile, ca să facă comerț, negustorie. Ei, asta era o mare stigmă, pentru că pe lângă faptul că era considerat un om hrăpăreț, lacom, fără simț, era considerat și trădător de națiune. El făcea servicii stăpânirii romane, era în colaborare cu stăpânirea romană. El nu era omul oamenilor în fața stăpânirii, el era omul stăpânirii și colaborator cu stăpânirea în acest sistem de opresiune pe care romanii l-au impus lui Israel. Am văzut statutul lui, stigma lui, apoi statura lui. Biblia spune că era un om mic de statură. Când vorbim despre Zacheu, un om mic de statură, să știți că nu vorbim raportat la înălțimea oamenilor de acum. În urmă cu 2000 de ani, oamenii erau mai scunzi decât sunt azi. Știți că înălțimea oamenilor a progresat foarte mult. Media de înălțime este mult mai ridicată. Omul ăsta chiar era mititel, chiar era scund. Și vă dați seama că, probabil și datorită faptului că nu-l puteau suferi oamenii, îl considerau un om rău, gândiți-vă la toate glumele și la toate râsetele, că dacă nu poți să-l iei pe un om să-i faci ceva, măcar râzi de el, spui glume pe seama lui. Ei, asta era o problemă pentru Zacheu, statura lui era un handicap. Și nu numai un handicap fizic, că de aceea nu-l putea vedea pe Domnul Iisus Hristos datorită mulțimii, era mai mic decât toți, dar era și un handicap psihic. Am văzut statutul lui, stigma, statura și în cele din urmă starea lui spirituală. Omul acesta este disperat. Omul acesta are un gol în inimă. Omul acesta este nefericit și neîmplinit. Și nu este de mirare. În zilele noastre sunt o sumedenie de oameni, nu bogați în sensul în care dumneavoastră înțelegeți bogăția. Bogați, bogați de tot, care își pot permite orice în lumea asta. Oameni cu reputație în afaceri, oameni de succes în felul în care lumea aceasta percepe succesul și nefericiți. În zonele acestea, ale oamenilor cu statut social, artiști, sportivi, bogați. Să știți că acolo rata sinuciderilor este la un procentaj ridicat. Pentru că bogăția nu neapărat te împlinește. Uitați-vă la înțeleptul Solomon, dacă citiți cartea Eclesiastul. În cartea Eclesiastului există două perspective. Înțeleptul Solomon analizează viața din două perspective, perspectiva experimentală a vieții și apoi perspectiva providențială a vieții. Ce înseamnă perspectivă experimentală a vieții? În capitolul 1 spune, Dumnezeu, am vrut să experimentez pe pielea mea ce înseamnă viață.
Am dat la o parte toate poruncile, toate legile de bun simț, tot ceea ce au spus înaintașii, toate filozofiile, toate concepțiile despre lume și viață. Le-am dat la o parte și am luat-o de la zero. Și am încercat să văd dacă nu cumva posesiunile mă vor face fericit. Am strâns mult. Solomon se estimează că a fost cel mai mare și mai bogat om din istoria omenirii. Dacă este să convertim bogățiile pe care le-a avut și ni se descriu în cronici și în împărați într-o anumită măsură bogățiile lui, niciun om înainte de el și nici după el nu a fost mai bogat. El este numărul unu pe lista celor mai bogați oameni din toate timpurile. Și după ce spune că și-a însușit atâtea posesiuni, Solomon zice, totul este deșertăciune, e în zadar. N-am simțit nicio împlinire datorită bogățiilor. Pe urmă, zice, am crezut că plăcerile, petrecerile te vor face fericit. Și n-am ținut cont de nicio limită. Am plonjat și am experimentat toate plăcerile despre care am știut. Și după ce experimentează plăceri, Solomon spune, totul este deșertăciune, nici plăcerile nu l-au împlinit. Ca împărat a devenit puternic. S-a priceput extraordinar de bine la diplomație, a fost temut de toate popoarele. Așa de temut, încât nici nu și-au permis, nici n-au îndrăznit să-i declare război careva. Motivul pentru care noi lăudăm împărații care câștigă războaie. Niciunul nu s-a ridicat la nivelul de putere a lui Solomon. Știți cât de puternic a fost Solomon? Nimeni n-a îndrăznit să-i declare război. N-a avut niciun război. N-a câștigat niciun război pentru că nu a fost necesar să poarte vreun război. În 40 de ani de împărăție, toate națiunile pământului l-au respectat, l-au venerat, i-au plătit tribut doar pentru ca să aibă pace și nu cumva, Doamne ferește, să intre în conflict cu el. Asta e putere. Exemplu, dacă eu aș fi voievod aici în România și am avea un război și merge la război și am câștigat războiul, toată lumea ar da cu ghirlande, a spune, Doamne, ce competent este că am mers la război și l-am câștigat. Știți că războiul ăla a însemnat vărsare de sânge, pierdere de vieți omenești, distrugeri de proprietăți și așa mai departe, suferință. Ca generalul ăla să aibă ghirlande la gât, sunt părinți care și-au pierdut copiii, femei care și-au pierdut bărbații. Asta da putere, să nu trebuiască să fie vărsare de sânge. Așa putere a avut Solomon și pe urmă a spus, și asta este deșertăciune, nicio valoare. Omul acesta a fost cel mai înțelept om din lume. Și pe plan profesional și-a întins antenele în multe direcții. Și-a pus mintea să înțeleagă filozofii și tot felul de arte și de ocupații omenești. Și a fost cel mai înțelept om din lume. Că a cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat înțelepciunea aceasta. Așa de înțelept a fost că a uimit împărații lumii. Vă aduceți aminte când a venit împărăteasa Etiopiei și a rămas șocată de înțelepciunea lui. Atât de șocat a fost că i-a binecuvântat sclavii și a spus, fericiți sunt sclavii tăi care te slujesc. Vă dați seama, într-o țară cu robi, cu sclavi. Să fericești sclavii unui împărat,
care stau și ascultă înțelepciunea lui în fiecare zi. Și pe urmă am spus, nici asta nu valorează nimic. S-a gândit la posteritatea lui, la ce va urma după el. Și a spus, nimeni nu-și mai aduce aminte de cei care au fost înainte. Și dacă ne aducem aminte de Solomon, ne aducem aminte să predicăm despre el. Prin biserici își mai aduc aminte oamenii de Solomon. Dar în rest, bine ar fi să-și mai aduc aminte din când în când de el, să-i mai citească din cărți. Dar că doar are o colecție de proverbe și pilde și cuvinte de înțelepciune, de suflet și importante pentru practica vieții. Posteritatea nici ea nu aduce împlinire. Că la o adică ce te mai interesează ce o să zică oamenii despre tine peste 100 de ani, dacă vor mai zice ceva. La ce îți mai folosește? Și Solomon spune, motivul pentru care toate lucrurile acestea sunt fără împlinire este că mai devreme sau mai târziu omul moare. Și în moarte, spunea Solomon, nu există diferență între bogat și sărac, nu este diferență între înțelept și nebun și nu este diferență între om și animal. Moarte înghite pe toți și face țărână. Asta este rezultatul experimentului lui. Când încearcă să experimenteze viața fără Dumnezeu. Pe urmă, în partea a doua a cărții și presărat pe parcursul cărții, Solomon se întoarce mereu și mereu către Dumnezeu și ajunge la concluzia că ceea ce dă sens și valoare vieții este Dumnezeu. Sunt poruncile lui Dumnezeu, sunt legile lui Dumnezeu. Ei, Zacheu, bogat, ce-i pasă ei de oamenii mici, de lui, de oamenii mici, că îl vorbesc de rău, că îl stigmatizează, că râd de statura lui. El e omul romanilor, n-are nimeni curaj să se atingă de el. Așa mic de statură cum este, tremură toți ca varga în fața lui. Și cu toate astea, este un om neîmplinit. Este un om nefericit. Că de aia este în această căutare febrilă și nu se dă înapoi de la nimic stăruitor, vrea să ajungă în prezența lui Iisus. Dragii mei, omul acesta, în preocupările lui, în corupția lui în care se bălăcea împreună cu șefii lui și cu colaboratorii lui și cu stăpânii lui. Omul acesta neîmplinit, care a căutat în toate părțile fericire și bucurie în viață, a auzit că Domnul Iisus Hristos vine în Ierihon și a hotărât să-și caute soarta în prezența lui. A fost cea mai bună decizie din viața lui Zacheu. Acest disperat care caută, care aleargă, care se cațără, care face totul pentru ca să îl vadă pe Domnul Iisus. Stau și mă gândesc că dumneavoastră, într-o zi frumoasă și chiar foarte blândă de toamnă târzie, e adevărat că ați lăsat confortul caselor dumneavoastră. Puțini au venit pe jos, marea majoritate probabil au condus mașina până aici, sau i-a dus cineva și ați venit într-un loc foarte frumos și foarte confortabil, unde vă puteți păstra demnitatea și confortul ca să ascultăm împreună Evanghelia. Stai și te gândești, oameni care trăiesc o viață scurtă, care indiferent de posesiunile pe care și le adună, indiferent de toate celelalte lucruri care compun viața, se luptă, se bat cu perspectiva sumbră a morții. Și asta îi face neîmpliniți,
nefericiți, gânditori, uneori disperați, mai ales când apare diagnosticul, când apare vârsta, când apar junghiurile. Am întrebat odată un frate de trecut de 70 de ani, bun prieten, și îi spun, ce faci, cum te simți? Zice frate, în fiecare dimineață când mă scol, dacă nu mă doare ceva, înseamnă că am murit. Ei, ajungem la punctul la care se închid toate, în care nimic nu mai are rost și valoare. Întrebați-l pe un canceros care stă pe patul de spital și mai are 2-3 zile de viață. Cât de mult se bucură de milioanele lui de dolar sau de euro, cât de mult se bucură de proprietățile lui, ce valoare are numele lui, statutul lui, titlul lui. Le-ar da pe toate pentru un minut în plus. Iată de ce starea acestui om este o stare comună pentru oamenii din vremea noastră. De ce credeți că oamenii sunt într-o febră continuă? Se calcă unii pe alții în picioare, se îmbrâncesc, se cotesc. Sunt într-o permanentă căutare, alergare, se cațără și uită exact de persoana care le poate da împlinire și fericire și le poate da eternitatea de dincolo de moarte, Domnul Iisus Hristos. Ăsta este Zacheu. Haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care Zacheu își pune în cap să-și caute soarta și destinul, căutându-l pe autorul destinului, pe autorul vieții, pe Creator, Domnul Iisus Hristos. Mai întâi vă rog să observați răspunsul lui Zacheu. Dragii mei, filozofia asta a vieții uneori ne poate paraliza. Când stăm și ne gândim la toate aceste lucruri, cum a făcut Solomon odinioară, cum o fi făcut și Zacheu în ziua în care s-a uitat la buzunarul lui și l-a văzut plin, în ziua în care s-a uitat la oamenii din jurul lui și au văzut că stau drepți în fața lui, în ziua în care și-a dat seama că are puterea asupra altora, în ziua în care omul acesta s-a pus pe treabă. Și după cum spuneam, zice că a alergat înainte. Nu putea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos din cauza staturii lui, a alergat înainte pe drum și până să sosească s-a cățărat într-un pom. Când Domnul Iisus Hristos i-a spus, Zacheie, dă-te jos din pom, s-a dat în grabă jos din pom. Să știți că trăim vremurile din urmă, timpul este scurt. Dacă Zacheu nu profita de momentul acesta, Domnul n-a mai trecut niciodată prin Ierihon după aceea. A fost ultima lui oportunitate. Eu nu știu câtă viață ți-a rânduit Dumnezeu, dar în seara aceasta ai șansa să te întâlnești cu Domnul și bine ai făcut că ai venit aici, că aici nu-s doar niște oameni. Sigur că au cântat frumos frații și surorile noastre. Domnul să-i binecuvinteze. Dar frumoase. Poate că au învârtit câteva rotițe în mintea și în inima dumneavoastră. N-am venit aici de departe pentru ca să ne arătăm cine suntem noi. Suntem și noi cine suntem. Am venit aici ca să fim siguri că sunteți în prezența Domnului Iisus Hristos, care are răspuns pentru toate dilemele vieții.
Nu există nicio întrebare existențială care să nu-și găsească răspunsul în Domnul Iisus Hristos. Și vă rog să observați răspunsul lui Zacheu la provocarea aceasta, că vine Iisus, că s-ar putea întâlni cu Iisus. A alergat, tot ce face, face în grabă, îndată. Și auziți ce atitudine are când Domnul zice, vreau să vin la tine acasă, zice, l-a primit cu bucurie. Vreau să fac o mică paranteză și să vă spun că nu întotdeauna este ușor să-L primești pe Dumnezeu cu bucurie. Știți de ce? Pentru că El s-a dus în templu din Ierihon, a intrat în Ierusalim. L-au primit cu bucurie la templu. Nu l-au primit cu bucurie pentru că le-a răsturnat mesele. Pentru că le-a răsturnat afacerile. Pentru că le-a dat planurile peste cap. Când Dumnezeu intră în viața unui om, Dumnezeu îi răstoarnă viața. Pentru că viața noastră este așezată pe principii omenești, pe principii firești, pe interese și pe fapte care nu-L onorează pe Dumnezeu. Că altfel n-am avea nevoie de mântuire. Dacă viața noastră ar fi bine organizată, n-am avea nevoie de mântuire. Tocmai pentru că este un talmeș-balmeș în viața noastră. Tocmai pentru că este un haos. Ne va spune, nu, viața mea e foarte bine ordonată. Nu este. De câte ori îți bate inima atunci când rostești un anumit cuvânt, atunci când faci o anumită faptă și conștiința te mustră și n-ai somn? Și nu e rău că n-ai somn? E mai periculos să nu te mai mustre conștiința, să ți-o fi omorât și să poți să faci toate lucrurile rele din lume și să crezi că ești bun. Dragii mei, Zacheu răspunde la momentul potrivit, persoanei potrivite. Și mă rog din toată inima în seara aceasta să răspunzi chemării lui Iisus Hristos. Știi că El vrea să vină la tine acasă? Unii vor spune, păi mai unul mai e pe pământ, cum a fost atunci. O, Iisus poate să vină la toți acasă, concomitent, deodată. În seara asta toți să putem să plecăm acasă cu Iisus. Ăsta e răspunsul. În al doilea rând, riscul la care se expune Zacheu. În traducerea românească ni se spune că s-a suit într-un dud. Nu știu dumneavoastră, eu am văzut duzi când eram în România, duzi din care mănânci dude. Pentru mine aia erau duzi. Și niște pomi foarte înalți și stufoși, mari, pomi groși, mari, cu ramuri. Și toată copilăria mea, când citeam că Zacheu s-a suit într-un dud, mi-am închipuit că stătea undeva sus de tot acolo, printre frunze. Vreau să vă spun că nu e adevărat. Am fost în Israel și am văzut în ce duzi s-a suit, sau în ce dud s-a suit Zacheu, cum sunt duzii. De fapt, pomul se numește sicamor. Probabil pentru că în România nu sunt așa pomi, ăstea sunt pomi exotici în zonele calde, dar zic dud, dintr-o clasă generală. Știți că sunt câteva sute de feluri de palmieri. Ei, și duzii sunt o clasă de pomi destul de largă și ăștia sunt duzi de zone exotice. Un dud are o tulpină foarte mică, care se ramifică foarte aproape de bază, foarte aproape de sol. Și are ramuri mari, puternice, și pe urmă se ramifică din ce în ce mai mult,
Uneori înălțimea unui dud este cam maxim până la difuzoarele alea, sus pe marginea străzii. Mi se pare logic, pentru că dorința lui Zacheu nu era să se ascundă în dud. Dorința lui Zacheu era să se ridice un pic, să-l poată vedea pe Domnul Iisus. Acum era el mic, dar n-avea 2 centimetri, avea un metru și ceva. N-avea nevoie să se suie până într-un dud, că de acolo nu-l mai vedea pe Iisus, deci el voia să-l vadă pe Iisus și când colo se suia la înălțime mare și nu-l vedea. Probabil că vedea bine, nu zic că era miop și n-avea vedere bună, dar cum era Domnul îmbulzit, ideea nu era să te urci sus de tot într-un pom, era să te urci câteva trepte ca să-l vezi la nivelul ochilor. Când Zacheu s-a suit în sicamor, s-a suit în dudul acesta, el a riscat. S-a expus, era în mijlocul mulțimii. Să știți că oamenii aceștia, stigmatizați și urâți de popor, nu se amestecau cu mulțimile. Pentru că în mulțime putea să primească, putea să ia și să nu știe nimeni cine. Oamenii ăștia fugeau de îmbulzeală, fugeau de mulțimi. Și dacă chiar erau în mijlocul mulțimii, încercau să se deghizeze cumva. Însă Zacheu se ridică puțin și se expune, e vulnerabil, îl văd oamenii și îl recunosc. Și dacă nu s-a uitat la el, când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat și a zis, Zachee, l-a dat de gol. Zacheu a riscat. S-a expus, mai mult și-a expus handicapul. Păi de ce s-a suit? Pentru că e mic. S-a suit acolo în sicamorul acela, toată lumea a văzut că e scund, e mic de statură. Știu eu ce-o fi fost, că deja au început să comenteze oamenii, ce a intrat în casă la ăsta, puteți să vă închipuiți râsetele, huiduielile de care a avut parte Zacheu, urcându-se în dud și încă a luat-o înainte, s-a urcat și a așteptat până a venit mulțimea. Când, pe măsură ce s-au apropiat, au fost din ce în ce mai mulți oameni în zona aceea a dudului, mi-aduc aminte când am predicat prima dată despre Zacheu, urcarea lui în dud mi s-a părut ca un act de mândrie și am ținut eu o predică că trebuie să ne dăm jos din dudul păcatului, din dudul mândriei, din... Să știți că nu mândria l-a urcat pe Zacheu în sicamor. A trebuit să se smerească, să se expună, să riște. L-a urcat în dud disperarea unei vieți neîmplinite, nefericite și dorința de a-și găsi bucuria vieții și împlinirea vieții în Domnul Iisus Hristos. Am văzut răspunsul lui Zacheu, riscul lui Zacheu. În al treilea rând, retribuția. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos vine în casa lui Zacheu, îi vede credința și pocăința, pentru că Domnul Iisus n-are nevoie de declarațiile noastre. El ne cunoaște inima. De ce credeți că din mulțimea aia Domnul Iisus Hristos și-a focalizat atenția pe Zacheu și a spus, Zachee! După mintea oamenilor, probabil omul care merita cel mai puțin atenția lui Dumnezeu. Pentru că era trădător, pentru că era păcătos. A intrat la un păcătos. Avea o reputație proastă. Domnul Iisus Hristos cunoaște inima lui Zacheu. Zacheu este un trădător, Zacheu este un om păcătos, dar Zacheu este un om nefericit care a înțeles că singurul loc unde își poate găsi fericire și împlinire
este în Domnul Iisus Hristos. Oameni din ăștia caută Dumnezeu. Și ascultați, când Domnul Iisus Hristos intră în casă, aude murmurele oamenilor, că spune aici că atunci când au văzut lucrul acesta, toți cârteau. Toți! Mare mulțime de oameni și îmbulzeală. Nu știu dumneavoastră, am avut ceva ședințe, am avut ceva adunări generale, cum aveți și dumneavoastră. S-a mai ridicat din când în când unul ori doi să cârtească împotriva mea. Dar mulțumesc tu Dumnezeu că niciodată nu s-a întâmplat să cârtească toți împotriva mea. Deci într-o poziție de conducere, nu-i așa, domnul primar? Mai au oamenii nemulțumiri, mai zice unul că lui ar trebui asta, că lui ar trebui cealaltă, că ar vrea așa, că ar vrea pe dincolo. N-au cum să nu fie unii oameni nemulțumiți, că nu le putem face pe plac la toți și nu le putem face pe plac atât de repede cât ar vrea ei. Dar închipuiți-vă dintr-o dată toți locuitorii, toți oamenii, toți membrii să cârtească împotriva ta. Da, scoate-o la capăt. Ce face Zacheu când toți cârtesc împotriva lui? Dar Zacheu a stat înaintea Domnului. A uitat de toate cârtirile, a uitat de toți oamenii care îl criticau. Și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Vi se pare interesant că Domnul nu i-a cerut așa ceva. Nu i-a spus, auzi, Zacheu, trebuie să facem o socoteală acum. Tu ești un om foarte bogat, însă bogăția ta ai câștigat-o năpăstuind oameni. Să facem un calcul, să vedem cam ce salariu ai fi meritat tu, așa ca funcționar de stat. Păi din salariul ăla ți-ai făcut tu case, mașini și vile și ce ai făcut de acolo? Dragii mei, Zacheu o ia înaintea Domnului, pentru că adevărata credință și pocăință nu așteaptă să te tragă cineva de mânecă și să spună du-te și plătește înapoi oamenilor pe care i-ai furat și i-ai năpăstuit și i-ai jefuit. Adevărata credință și pocăință ia inițiativa, capitulează în fața lui Dumnezeu și spune trebuie să existe o retribuție. Nu există pocăință adevărată fără retribuție și restituție. Observați diferența dintre tânărul bogat, o pagină mai devreme, căruia Domnului cere toată averea, spune, vinde tot ce ai și probabil o fi moștenit averea. Ăsta nu era, era unul din fruntașii poporului. Era un om cu o reputație bună. Era un om văzut bine, că de-aia era fruntaș. Și Domnul îi spune, vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează-mă. Și Domnul bogat se supără și pleacă supărat, întristat, că era foarte bogat. În vreme ce Zacheu spune, mai întâi jumătate din avere dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau de 4 ori mai mult. Și spune asta în auzul tuturor. Vă dați seama câte cazuri de tribunal au venit pe capul lui Zacheu. În zilele următoare, și pe mine m-ai înșelat, și pe mine mi-ai luat mai mult, mai jefui, mi-ai luat, mi-ai făcut, mi-ai zis. Și cu promisiunea că dă de 4 ori mai mult. Deci părerea mea este că Zacheu n-are încotro decât să fi rămas sărac lipit pământului după hotărârea asta. Îl interesează pe Zacheu? Nu. Pentru că Zacheu l-a câștigat pe Hristos și a câștigat mântuirea și a câștigat eternitatea. Și acum, ascultați, ne întoarcem puțin la tânărul bogat. Acum nu știam că era tânăr. Titlul e tânărul bogat pentru că
Undeva el spune acolo, am păzit aceste porunci din tinerețea mea. Și de aici, gata, l-au făcut tânăr. N-avea cum să mai fie chiar așa tânăr. În primul rând, n-ajunge omul la tinerețe fruntaș. În al doilea rând, dacă păzea din tinerețea lui, înseamnă că nu mai era chiar acolo. Avansase în vârstă. Da, ca să nu supărăm titlul tânărul bogat, o să zicem tânărul bogat. Tânărul bogat, atunci când merge la Domnul Iisus Hristos, îl întreabă ce să facă ca să moștenească viața veșnică. Și îl numește învățător. Și îl numește bunul învățător. Și Domnul Iisus Hristos, înainte să-i răspundă ce să facă ca să moștenească viața veșnică, și ca să moștenească viața veșnică, îi spune, vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează. Asta e condiție. Îți mai lipsește un lucru ca să mergi în rai, în afară de păzirea poruncilor. Îi spune, pentru ce mă numești bun? Pentru că doar unul singur este bun, Dumnezeu. Și iarăși în tinerețe m-am minunat de smerenia și umilința Domnului Iisus Hristos. Și am spus, uite unde ce umil e Domnul. Îi spune, da, nu mă numi bun. Într-adevăr, Domnul a fost blând și smerit cu inima și trebuie să învățăm de la El. Dar aici n-a zis-o din umilință și din smerenie. Este o provocare pentru tânărul bogat. Vă traduc puțin ce a spus Domnul Iisus. Tu m-ai numit bunule învățător. Este o formulă de politețe sau tu crezi că eu sunt Dumnezeu? Care a fost problema evreilor din vremea aceea? Nu le-a plăcut de Domnul Iisus că le înmulțește pâinile și le dă de mâncare în pustie? Nu le-a plăcut de Domnul Iisus Hristos că îi vindecă și le învie morții? Nu le-a plăcut de Domnul Iisus Hristos că știe Tora pe din afară și le predică cu putere cum nu mai predică nimeni? Nu, nici de cum. De-aia s-adunau cu mulțimile pe lângă el, ca să-i vindece, să le dea să mănânce și să-i învețe. Ce n-au putut tolera și accepta este că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Dumnezeu. N-au acceptat dumnezeirea Lui. Și spune la tânărul bogat, tu de ce mă numești bun? Pentru că tu crezi că eu sunt Dumnezeu sau doar o formulă de politețe? Acum vreau să vă întreb un lucru. Până la sfârșit, s-a dovedit că tânărul bogat crede că Iisus e Fiul lui Dumnezeu sau nu? Și eu vă spun, motivul pentru care istoria tânărului bogat s-a terminat trist este că ăsta e motivul pentru care tânărul bogat a plecat nemântuit din prezența Domnului. N-a crezut că e Dumnezeu. Pe pagina următoare găsim un alt om bogat. Ăla-i bun, ăsta-i rău. Ăla e fruntaș al poporului, ăsta e trădător al poporului. Amândoi au de-a face cu destinul lor, cu viitorul lor veșnic. Și unul și altul vor să meargă în împărăția cerurilor. Unul este îngrijorat, nu cumva să-i lipsească ceva. Și el are un gol în suflet. Și el are o îngrijorare. Celălalt e disperat, e distrus. I s-au înnecat corăbile, are vinovăție în mintea, în inima, în conștiința lui, îl mustră. Știe că a făcut multe blestemății. Își dă seama că se apropie de sfârșit și că n-are problema destinului veșnic rezolvată. Care este diferența între unul și altul? Nu mă interesează. Aș putea să am aici sacoșe, valize, încăperi pline cu aur. Dacă Dumnezeu vine la tine, oricare dintre noi, și știi că e Dumnezeu, ia închipuiți-vă că Dumnezeu apare pur și simplu, o lumină strălucitoare în mijlocul nostru și vine, știi că e Dumnezeu, știi că în mâna Lui e destinul tău veșnic, veșnicia ta, știi că depinzi de El, știi că ești nimic fără El. Și chiar apare înaintea ta și spune, știi ce? Vinde tot ce ai și hai cu mine să facem evangelizare și în cer vei avea
viață veșnică. E vreunul care s-ar uita la Dumnezeu însuși și să-i spunea, să mă mai gândesc, nu știu dacă chiar aș face lucrul ăsta. Dragii mei, n-ar exista un om în lumea asta să se întâlnească vizibil, audibil cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i spună, fă așa și să nu facă, gândindu-se că urmează o veșnicie fericită. Și tânărul bogat ar fi făcut-o și a avut șansa să o facă dacă ar fi crezut că Iisus e Dumnezeu. Pentru că, să vă spun sincer, dacă Dumnezeu ne cere și ne promite viață veșnică și paradis și rai, îi dăm. Dacă vine fratele Neluțu și spune, ia vinde tu tot ce ai și vino să facem evangelizare și să... Uitați la el, cine ești tu să-mi spui mie să vând tot ce am? Pentru tânărul bogat, Hristos n-a fost cu nicio treaptă mai sus decât fratele Neluțu sau eu sau fratele Samuel sau oricare slujitor de aici. A fost bun învățător, erudit, a făcut mult bine poporului, dar n-a fost Dumnezeu. Pe când Zacheu nici n-a așteptat ca Domnul să-i spună dă toată averea la săraci sau plătește înapoi ce ai jefuit. Azi zice, astăzi m-am întâlnit cu Dumnezeu, astăzi dau tot ca să primesc tot. Asta este restituția, credința și pocăința. Te duc la accepta retribuția, trebuie să plătești ceva pentru răul pe care l-ai făcut, să te lași, să renunți la ceva și să plătești înapoi. Deci nu poți să lași oameni înșelați, furați și stimați frați credincioși, pocăiți, aș vrea să vă spun. Iertați-mă, dar în ziua în care v-ați pocăit, dacă au rămas fire deșirate în urma dumneavoastră, știți că trebuie să vă duceți să le nodați. Da, l-am jefuit atunci când eram nepocăit, dar acum m-am pocăit, pace frate! În instinctul noului credincios născut din nou, care crede și care s-a pocăit, omul acela dă înapoi. Și dacă îl costă de rămâne lipit pământului, pentru că mântuirea și raiul, aici ne dăm proba, aici ne dăm proba. A venit pandemia. Știți ce a fost pandemia din punctul meu de vedere? Un examen major. Dumnezeu ne-a băgat la teză, ne-a dat extemporal. Și întrebarea lui Dumnezeu a fost, ce prețuiți mai mult? Viața asta sau viața cealaltă? Eu nu spun să fim fără minte. Bineînțeles că am stat să vedem ce se întâmplă, până când ne-au demonstrat că toate erau deschise, numai bisericile trebuiau să rămână închise. Mergeau oamenii de zor și la magazine de mâncare și la magazine de scule de construcții și la clinicile de avort aveau acces și la baruri că nu puteau fără băutură, că începeau să tremure, că erau dependenți și la unde se dau drogurile, că sunt dependenți. Și restaurantele le-ar fi deschis cât de curând, la bisericile trebuie să stea închise. Pentru toate pandemiile și ciumile care vor mai veni vreodată și pentru toate pericolele din lumea asta, vreau să vă spun că există o predică pe trei puncte. 1. Avem suficiente versete în Biblie care ne spun că Domnul ne păzește să nu ne îmbolnăvim. Lăudat să fie Domnul! Știți de ce? Pentru că unii chiar nu s-au îmbolnăvit, i-a protejat Dumnezeu. Punctul al doilea, unde ne încadrăm majoritatea și la care o să zicem toți amin. Dacă ne îmbolnăvim, ne vindecă. Pe mine m-a vindecat de două ori, măcar cât știu.
Că acum nu mai știm, ești răcit, ai COVID, ai ce, nu mai știi, gata, toate s-au amestecat. Și unii au avut parte și de punctul 3 al predicii. Dacă nu ne vindecă, ne duce acasă în slavă. Că COVID-ul nu are putere să te ducă în iad. Ca orice altă boală. Dacă ți se ia viața, avem viața de dincolo promisă de Domnul Iisus Hristos și pentru asta trăim. Ei, normal că dorim să trăim, vrem să ne vedem nepoții, vrem să participăm la evenimentele copiilor noștri, vrem să... Cine nu vrea să mai stea câțiva ani cu soțul, cu soția, cu copiii? Cu... Vrem, sigur că da. E o dorință naturală, Dumnezeu a pus instinctul acesta în noi. Fiecare celulă din noi strigă după viață. Că așa a făcut-o Dumnezeu. Dar nu în paguba vieții veșnice, nu pe cheltuiala vieții veșnice. Nu pe cheltuiala sufletului. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, cine va pierde viața aceasta, dar pentru Domnul, o va câștiga. Și cine o va câștiga, o va pierde. Și pe asta, și pe cealaltă. Că pe asta oricum o pierzi. De fapt, știți ce a cerut Domnul tânărului bogat? În perspectiva vieții veșnice. Că tânărul bogat s-a gândit la momentul de după moarte. Că de-aia a spus, ce să fac să moștenesc? Viața veșnică. A știut că fără viața asta va rămâne. Domnul i-a cerut ceva fără de care oricum avea să rămână. Cât era el de bogat când murea, că de-aia s-a gândit la perspectiva eternității. Când o să mor, vreau să ajung în cer. Și Domnul i-a spus, dă averea. Păi când murea nu rămânea fără avere? Domnul nu îți cere nimic fără de care să nu rămâi oricum într-o zi. Dar dacă rămân de tine valorile astea fără Dumnezeu, le-ai pierdut și pe astea și pe cele de dincolo. Dacă îi le dai Domnului aici, abia atunci le poți transfera în eternitate. Mulți spun, fraților, nu luăm nimic cu noi din lumea asta. Ba da! Ba da! Știu că sună pios, sună spiritual, sună... mai pocăiește. Nu luăm nimic din lumea. Ba da! În primul rând, ne vom recâștiga trupurile la înviere. Măriți să fie Domnul! Din lumea asta, din pământul ăsta, din țărâna asta, ne va ridica Dumnezeu trupurile. În al doilea rând, vom lua soții, soțiile și copiii noștri, de aia trebuie să avem grijă unii de alții. În al treilea rând, tot ce ai făcut lui Iisus va sta. Toți banii pe care i-ai dat Domnului, toate resursele, toate valorile pe care le-ai pus la dispoziția Domnului, până un pahar de apă dacă ai dat cuiva. Ăla îl duci în eternitate cu tine. Casa ta, dacă ai pus-o la dispoziția sfinților și ai fost ospitalier. Masa ta, dacă au stat alții și au servit, că Domnul a intrat și a stat la masă la Zacheu. Astea toate sunt transferate, evaluate, schimbate în moneda cerului, în sistemul de valori al cerului și plecăm cu ele de aici. Se numesc răsplătirea veșnică. Se numesc comoara bogăției veșnice. Și vă rog să observați în încheiere reabilitarea lui Zacheu. Primul rând, Domnul l-a chemat și pe tine te cheamă. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. De fapt, Zacheu a crezut că îl caută pe Domnul. În realitate, Domnul l-a căutat pe Zacheu. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Apoi a intrat în casa lui. Îți promit că dacă în seara aceasta dorești,
Domnul cu bucurie intră în casa ta. Și te va mântui pe tine și îți va mântui și casa. Că auziți, n-a spus Domnul, a intrat mântuirea în sufletul ăsta. Spune, a intrat mântuirea în casa aceasta. Dumnezeu nu vrea să te mântuiască doar pe tine. Vrea să-ți mântuiască soțul, soția, copiii, prietenii, rudele, cunoscuții, vecinii. Apoi l-a declarat nu numai mântuit, ci fiu al lui Avraam. A declarat că a văzut credința lui Zacheu. Peste criticile oamenilor, peste murmurele și cârtirile lor, cel care dă verdictul în dreptul tău este Domnul Iisus Hristos. Amen.